Asta e șmecherul. Asta e masculul alfa. Mi l-a omorât pe ăla, frate. Deci, efectiv s-a bătut până s-a omorât. Nu că s-a omorât. I-a tăiat gâtul tot. Am adus doctor, n-am avut ce să mai facem. Vă salut. Te salut, Cosmin. Salut, David. Am venit iarăși pe la tine să ne mai vorbești un pic de struț și din să ne mai împărtășești din experiență cum a fost în primul an de producție, să zic așa. În primul an, Denis, a fost bine, trebuia să vii mai repede, ai cam întârziat un pic, dar e ok. E bun. Ce pot să spun, Denis? Pentru primul an de producție nu mă așteptam, așteptam la vreo 3-4 ouă. Am avut 50 de ouă anul ăsta, pentru primul an. Bun. Deci ei acum, în mod normal, au... Ce vârstă au ei? Deci anul ăsta au făcut 3 ani de zile, în mai. 3 ani? În mai, când am făcut noi primul videoclip. În mai au făcut exact 3 ani și am avut 50 de ouă anul ăsta. 50 de ouă de la două femele. De la două femele. Bine, ele trebuia să facă, normal, anul viitor să facă cam 70 de una. Oh. Deci cam ăsta e... În alte condiții... Ce mă, bossul? Păi! Lasă că tai asta de pe clip. Nu tăia nimic. În alte condiții, Denis, în alte condiții trebuia să vedem un nou două. Cam așa. Depinde. Ce mă, bossul? Ce? După cum vezi, masculul ne spune cine e șeful aici. A? Da, dar observ și faptul că sunt mai puțin decât data trecută. Sunt mai puțin, da. Am avut un mascul. Eu am avut, inițial aici am avut două familii. Adică am avut 6 bucăți. 4 femele și 2 masculi. Și ăsta l-a bombardat pe ăla, că așa e el. Că asta e șmecherul. Ăsta e masculul alfa. Mi l-a omorât pe ăla, frate. Deci, efectiv s-a bătut până s-a omorât. Nu că s-a omorât. I-a tăiat gâtul tot, am adus doctor, n-am avut ce să mai facem, l-am tăiat. N-am avut ce să mai fac. Da, adică să-l pierzi de geam? Da, și ăsta a rămas masculul dominant. Am înțeles. După cum îl vezi, că îmi dă ciocuri în cap. Da, într-adevăr, se vede că e... Da. Ia uite ce, eu nu pot să mă apropii de gard. Nu, dar acum e o și năpălit, arată un pic nasol că o năpălit. Nu arată foarte frumos acum că o năpălit, dar în condițiile în care dacă ar fi el așa cum ar trebui, e ce trebuie. Ei. Da. Da. Dar ce să zic, deci, ai avut ceva producție. Producție 50 de ouă, m-a făcut 50 plus, 50 de ouă, peste 50 de ouă. Au scos un pic mâncarea lor pe anul ăsta și anul viitor începem să facem, să producem pui. Bănuiesc că vrei să să lași ouăle sub ele sau... Nu, incubator. La incubator? Anul viitor începem pui. Anul ăsta am vândut toate ouăle. Dar spus, nu m-am așteptat. Foarte tare, pentru că Și-au scos mâncarea. Întreținerea lor. Bine. E un milion. 50 de ouă, 50 de milioane. Cât de cât. Da, corect. Cât de cât. La cât de ieftine sunt cerealele și toate astea. Mai ales acum. Da, de asta zic. Ce e una disperată? Bă.
Bă, nebunule, să te vezi că te filmează și de-aia te-au cuplea așa, mă, nebunule. Ha? Bă, să știi că cât am stat pe aici prin grădină, n-am făcut nimic. Acum, cum am apropiat de gard, cum a început? Adevărul e că cred că nici eu nu sunt îmbrăcat corespunzător cu gluga în cap și cu de-astea, nu cred că îmi place. Nu știu ce se întâmplă, dar de fiecare dată când vii aici, nu am problemă. Da. Da, pe data trecută îmi ziceau că ori intrat struți în șoc, că sunt agitați, că stresați, că dar ei de fapt sunt foarte liniștiți. Când, dacă mă depărtez de gard, ei chiar am văzut că sunt foarte liniștiți, nu mai au nicio treabă. Dar cum apropii eu de gard, cum îți gata? Cred că a trebuit să mă depărtez și eu de gard, da? Păi, tu nu știu că tu ești toată ziua cu ei, dar... Ești toată ziua cu ei, dar nu contează că ești toată ziua cu ei. În condițiile în care apare cineva nou și au un pic de panică și de stres, nu mai contează cine e aici și cu ei, știi? Depinde ce... Auzi, Denis, e ca și la câini, că noi suntem crescători de câini. Da. Știi? E ca și la câini, dacă au vlagă și sânge în ei, nu! Ăștia ți-am spus. Din nou... Ouăle din care au ieșit struțe, ăștia s-au adus din Africa de Sud. Da. Dacă nu-s de la consanguinitate făcută prin România, prin fermele astea din România. Eu, acum, la modul serios. Da, 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 am înțeles. E struțe ce trebuie. Da, da, să și vedeți. Oricum, îți mari grozav. Nu că sunt mari, ești? Uite, cum mă apropii de gard, cum e pe mine? Ești cât îți, dar ești ce trebuie. Ce să zici, Denis, altceva, ce te mai interesează? Cum? Păi nu știu, nu știu ce aș... Eu chiar nu știu ce să te întreb. Auzi, nu mai vreau să mai vorbesc ca data trecută, că am vorbit prea mult, că toată lumea a zis că, domne, ai vorbit ca Florin Persic. Nu l-a lăsat pe Denis să vorbească nimic, dar... Acum te las cu tine să mă întreb. Nu sunt măsură, că nu mă prea pricep eu. Când vin aici la tine, eu adun informații. Că... Acum surâți, că îți năpârliți, cad penele pe ei. Am înțeles. Oricum, nu, oricum, ce trebuie. Iarăși am văzut că ai adus, ai ceva în ogradă, ceva nou, și anume Viandot. Viandot Silver, da. Da. Viandot Silver. Am Viandot Silver și mai am niște găini, niște Brahma care sunt de la tine, din matca ta, cum ar veni. Da, 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 dar sunt produși de tine, scoși de tine, crescuți de tine. Produși de mine, dar de la tine cumpărați. Părință. Părință, da. Da, oricum e ceva foarte fain. Frumos, mari, frumos, adevărat. Ai marfă faină pe aici. Foarte, foarte faină. Ia uite, Dileu, vrei să coței? Ha? Hai să-ți arăt și un nou live. Hai așa să vedem și un nou. De fapt, stai aici. Îl aduci aici? Alea, la zimbata, la care le avem aici. Da, am văzut că ai două acolo. Să de acum? Da, da. Hai că... Eu chiar sunt curios să le văd. Chit că am primit și eu primul ou, l-am primit. Ai primit și tu, dar uite, avem și aici, uite. Da, dar ăsta e mult mai mare. Ăla care l-ai avut de ce am primit eu, ăsta e mult mai mare. Se poate vedea. Da, s-a altceva. Hai să dau, să vedem. Da, mă, foarte fain, mă. Da. Foarte fain. Încă mai fac ouă, dar mai puține. Și ți-am spus, pentru primul an sunt foarte mulțumit după cum s-o exprimat ea așa pe primul an. Da, da, da. Puteam să am 20 de ouă sau puteam să am 10 ouă sau puteam să facă 2-3 ouă. Da, în condițiile în care ei mi-au făcut 50 de ouă, 50 și ceva de ouă anul ăsta, măcar și-o scos mâncarea anul ăsta, înțelegi? Da, da, da. Și anul viitor vedem pe pui, vedem pe astea trebuie. Da, da, bănuiesc că... Și mediul în care stă, adică le dai drumul și prin grădină pe aici liberi. Le dau și drumul prin grădină, dar deocamdată nu, până nu scot cartofii din grădină, până asta nu le dau. A, deci încă nu ai început să le dai. Deocamdată le tai cu, uite, cu utilajul? Da, le tai cu utilajul. Da, păi se vede că la tine aici, în partea asta, cel puțin e teren de fotbal. Bă, nu, da, și care e treaba la ei, la struț le trebuie să fie iarba cât mai tocată, să fie mărută. Și atunci
am minat utilul cu plăcutul, am luat utilajul ăsta. Oricum e... Care îl vezi aici, tai cu el, tai și să fie frumos și le dau și lor mâncare, că lor le trebuie iarba mănunțită, lor nu le place iarba mare, da, da, să da. Fie foarte mănuntă. Da, 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 și atunci asta e genial. Da, am înțeles, pentru că asta o face o mănâncă. Mi-am și tăiat pe aici, fac gazonul frumos. Da, 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 chiar e foarte fain. Foarte, foarte fain. Și le dau și lor de mâncare. Și toată lumea e fericită. Și puii ori crescut foarte, foarte bine, pentru că nu sunt mulți, dar au un spațiu foarte mare. Cu aici, cât sunt mai aici, mulți... Aici, poți să ții 1000 de... Ia uite, pune acolo să vezi ce oile, ce frumos arată. Da. Arată frumos oile acolo, uite ce frumos arată. Altceva. Ce frumos o lângi ăsta acolo. No, Denis, dacă mai ai ceva întrebări, un ou să... Este la Paști, bănuiesc că la Paști au mers, mers destul de bine pentru... Ce să-ți mai zic altceva? Bine că ai venit, trebuia să vii mai repede, dar ai avut și tu treabă și o treabă bine și că nu te-am găsit. Nu ne-am găsit? Că nu suntem foarte departe, dar... Da, fiecare știe cum e. Păi asta e, asta e, da. Ce te mai interesează pentru oamenii tăi, pentru... Păi chiar nu știu, bănuiesc că dacă îți curiozități, aș vrea să ne lase și în secțiunea de comentarii și cu siguranță le și răspundem. Categoria. Deci dacă cineva are curiozități, mai multe, să ne lase și în secțiunea de comentarii și noi acolo o să răspundem. Pentru că acum așa la cald nu prea știi ce să vorbești, că noi nu avem un text scris. Știi, să... Îl facem live, direct. Da, așa. Îl facem așa, filmăm. Știi ce e cel mai important, Denis? Că asta ar trebui să fie și pentru subscriberii tăi, că ești om de cuvânt și când ai zis că mai vii să faci și cu ouăle, ai venit și ai făcut. Da, păi da, trebuia să vin mai demult, da. Nu, dar ai venit și ai făcut. Da, chiar voiam să fac videoclipul ăsta. Sunt curios la anul când o să ai pui, cu siguranță o să facem și cu pui. Auzi, acum vreau să mai spun o altă treabă. Să nu ne certe lumea pe aici, că noi suntem acum pe clasa hobby, nu avem fermă. Clar, 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 noi ținem numai din pasiune. Pasiune, asta e pasiune. Categorie. Să nu ne certe lumea, că... Da, creștem struț da. Și vrem să facem un business, asta nu e business, asta e pasiune. În orice pasiune și în orice lucru trebuie să... Cum ține și găinile astea de pe aici, din grădină și cum le ții da, și da, cum am făcut și eu. Și cum ține și câinii... Categoric, eu am făcut public tot chestia asta, când am dat câte ceva, am făcut câte un videoclip și am explicat. Bă, filmează un pic struț și pe aia vin să-l aduci și pe Hector să filmezi și pe el. Îl filmăm și pe Hector, categoric, dar voiam să menționez o chestie, cum ai zis și tu, pentru că dacă noi ținem doar din pasiune și nu dăm nimic să vindem ceva sau să... Bă, vreți să vezi ce asta? Deci din ceea ce produc ei, n-avem cum să le întreținem, pentru că să bași tot din buzunar... E destul de greu, pentru că costurile lor au fost destul de mari, la absolut orice costurile sunt foarte mari. Pasiune, dar eu din pasiune, dacă reușești să scoți măcar mâncarea lor, eu așa-s de părere, că dacă reușești să scot mâncarea, nu profit, că profit nu faci niciodată din cât... Denis, dragul, deci ascultă-mă două secunde, Deci eu i-am ținut pe ăștia 3 ani de zile, da? Da, corect. Ca să ajungă să facă ouă. Anul ăsta e prima oară când scot mâncarea. Da. După 3 ani. După 3 ani. Da, deci încă mai ai 2 ani băgați banii plus mei. Ce bani plus ce bani au dat banii au fost ei. Au mai fost 3 aici. Au mai fost 3 pe lângă ăștia. Știu. Da. Mai are să aduci câinele? Da. Filmăm un pic și pe Hector așa. Da. Îl aduci cu lesa? Da. Adu-l cu lesa. Așa. Adu-l aici în grădină, că aici facem o prezentare șmecheră. Dacă... V-a plăcut, v-aș ruga să dați un like, un subscribe și până data viitoare vă salut, vă respect și numai bine!